Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 6 martie 2023 și să vedem dacă au luat albinele siropul. Este important să menționez data, fiindcă iată, astăzi este răcoare, albina aproape că... Adică nu zboară albina, mai iese una, două, așa se uită prin jur și zice, bă, ce e aici, e frig, e noiembrie. Și din cauza asta trebuie menționată data, că dacă se întâmplă peste un an să vedem, mă, cum a fost în martie, nu știu, da? Am făcut și eu un sirop aici, un sirop pentru albinuțe. E călduț, dar să vedem și dacă au consumat siropul care l-am dat precedent. E băgat în pungi, este așa galben, frumos, un sirop făcut acasă, 1 cu 1, zahăr, 1 litru, 1 kg zahăr, 1 litru apă, 1 gram sare de lămâie și 3 ml promotor. Promotorul îi dă această culoare galbenă. Bun, hai să vedem, să începem să ne uităm prin ei. Am și fum și să vedem dacă a consumat tot siropul sau dacă n-a consumat, trecem la alt. Acesta n-a consumat siropul, îl lăsăm în pace, trecem la altul. Unele colonii consumă, altele nu. Dacă nu consumă, îl lăsăm în pace. Ei știe de ce nu consumă. Mergem mai departe. Avem aici, ia să-l vedem, asta mai e o găleată cu umeguș, am o găleată în care voi aduna toate hodoragile, toate pungile ce rezultă de prin stupina. Și aici avem să văd dacă a luat siropul. Aici l-a luat. Trebuie să menționez că este ziua 2 în care ziua a doua în care are siropul, da? De cealaltă ieri am dat sirop. Bun, acum ridicăm un pic folia, iată le palpinuțe aici, trebuie un pic de fum. Un pic de fum să le îndepărtăm ușor ca să putem lua folia. Dacă luați folia la timp, nu e nici o problemă. Dar lucrați cu fum, albinuțile. Venim cu cealaltă pungă. Punga este un pic umedă în sirop, băgată un pic în sirop.
gata. O acoperim la loc. Asta e tot. Asta e tot. Mai sunt unii care sperie apicultorii că nu știu ce se întâmplă dacă schimb folia sau nu știu, pungile. Totul e să vii la timp, adică să lași ai 2-3 zile și după aia vii și adun folia și o baci frumos în pungi. Du-te cocoșule de aici. Ți-ai găsit și tu să cânti acum? De mai departe. De mai aici. Deci cam asta facem la albinuță. Mai adunăm foliile de prin grădină. Nici la turte nu s-au înghesuit foarte tare anul ăsta, așa că zici că am albine super sătule, dar vremea e răcoroasă pentru a consuma. Iată aici siropul e luat, venim cu un pic de fum. Să le anunțăm că vine nimeni. Așa. Dăm această pungă un pic. Mai are un pic de sirop, o dau mai în spate. Și acolo îi dăm altă. Așa, cu un pic de fum. Deci lucrez ușor așa, cu fum. Nu tot mângâie albinele acum, că vai. Nu știu ce le face. Să știți că fumul face parte din îngrijirea albinelor, indiferent de hobbyist, de profesionist. Asta că nu faci fum este, adică un moft, vai ce albine blânde ai. Lasă-mă cu albinele blânde, că fumul folosești, uite să mai dai albina de o parte. Te ajută să lucrezi în stupină. Dacă nu folosești așa să... Lucrezi tu în stupină mai ușor, ai treaba ta? Bun, trecem la următorul. Mai adunăm foli. Trimitem la reciclat. Bun. Așa. Și aici arunc o privire, la fel. Aici e liniște, nu s-a atins.
nu s-a atins de sirop, mai lăsăm 2-3 zile. Acum o le voi lăsa 3 zile. Acum am venit la 2 zile că eram curios. Eram curios să văd dacă totuși se atinge măcar de sirop, că la turcă mai greu așa. Așa. Mergem mai aproape. Bun. Să vedem dacă au luat. Acesta a luat și de curt așa mai greu. Și aici e o turtă energetică, proteică, dar siropul e pe primul loc. Da, venim un pic cu fum. Așa. O să văd în ce constă această pungă. Această pungă constă în luarea totală a siropului. Stați în stup. Ca să nu vină pe rame, că e mai greu, punga la gunoi. Bine, acum dacă stătea punga o săptămână acolo deasupra, era o problemă. Știu că nu vă place, e răcoare, dar... Iată încă o punguță. Acoperim. Așa. Poate e în regulă. Bun, schimbăm macajul. Mergem pe partea cealaltă. De aici. Începem de aici. Câte minute avem? 12. Dacă mai filmăm vreo 3-4 minute și gata. Acum aveți idee cum se schimbă pungii, da? Că unii complică mult mai mult lucru decât ar trebui, părerea mea. Adun din pungi. Deci, vedeți, se poate lucra simplu. Așa se schimbă pungii. Dar nu peste o săptămână. Peste o săptămână o găsești pe fundul lăzii, cel mai probabil. Cel târziu, la 3 zile, vii, arunci o privire, vezi dacă a luat siropul. Așa, ia să vedem ce filmăm. Filmăm. Așa. Bun. Ia să vedem. Da. Deci aici a luat. Aceasta e o colonie, nu știu ce să zic, un pic mai mare, mai mică. Treaba e că albine din cap în cap. Și o să-i dau două pungi. O să-i dau două pungi. Mai e că este de pe folie, nu trebuie să rămână acolo. Iată, astea au intrat și înăuntru. Asta e problema, când intră înăuntru, vedeți?
nu mai ai ce să faci decât să rupi punga și le scutură. Dacă e un pic mai răcoare afară, faceți treaba asta după masă, când albina e un pic dezmorțită. I-am scos. Când albina e dezmorțită, faceți treaba asta. Iată ce frumos, n-am albina pe rame. Un pic de fum și treaba e bună. O pungă. Am zis că dăm două, da? Încă o pungă. Așa. Perfect. Fain. Nu faceți gălăgie, că totul e în regulă. Ai ieșit tu. Bun. Nu știu ce puietau n-ai. Nu văd niciun rost acum să umblu. Când a fost mai cald în februarie, am verificat prezența reginelor. Toate erau prezente. Acum, ca să se întâmplă, să zicem vreunul să nu se rămână fără matcă, atunci e cam pierdut. Cam pierdut acea colonie. Bun, mai avem și răcieli și de toate, tot felul de virusuri. Niște virus sau virus care te fac să mai tușești, să mai strănuți. Bun. Tu ce ai făcut? A luat și el, a început să roadă și la turtă și venim cu fum, așa ușor, vezi că am venit, le-am dat anunțul, așa, plecați de acolo, plecați, a fost bun, cred și eu. Deci dacă în două zile reușește să intre în pungă și nu e pungă din aia la sul, ca să înțelegeți, e pungă din aia la pachet, deci dacă reușește să intre în pungile astea în două zile, dacă le lași o săptămână, mai găsești pungă? Nu cred că o mai găsești. Nu? Haideți să vă mai dăm. Tot o pungă, o punguliță, atâta tot că peste pungi am turnat un pic de sirop. Bun, ăsta e mai micuț, e mai micit el. Bun, eu continui treaba, cam asta am de făcut azi, cam asta fac la toți, verific, a luat siropul, n-a luat siropul, dăm punga, luăm punga, și asta vom face probabil o lună de zile. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine!